30 și 6. Cam Trei, șase, la 6 la patru. a doua. Da. Și acum ne cere aria triunghiului NOC, unde AC intersectat cu BD. NOC, da? Da. O fiind de intersecția diagonalelor Da. și e un net pe O cu C, nu? Da. Și trebuie să găsim area triunghiului Asta n-am știut eu. NOC. Da. Bun. N cât de cât ai zis tu că este? 6. Este de 6 cm. Ioana, ia să vedem aici dacă nu că știu de 6. Ce am putea noi afla? Într-un paralelogram, diagonalele Se înjumătățesc. știu că se înjumătățesc foarte bine. Ia să vedem cum gândim. Așa. Dacă ar fi să vedem în triunghiul DOC, în triunghiul DOC, Da. ce este on? Mediatoare În triunghiul DOC cu este o NC. mediatoare. Ca să fii N mediator, ar trebui mediană, mediană. mediană, mediană. Când ești vârful cu Da. mijlocul, da? Bun. Acum. Cum gândim noi povestea asta? Ia să vedem așa. Aș vrea să desenez deoparte un triunghi oarecare. Deci un triunghi oarecare. Așa. Notează cu de sus ABC. ABC. Și Ioana, du mediana. Deci unul e în vârf cu mijlocul. Îți închipui că ar fi triunghiul ăsta. Da. C Punem. Nu. O B din problemă. Da. C O D, D. pardon, C O D, unde O N este mediană, da? Chiar de spune după figura de Da. acolo, notezi C cu O. O D. Perfect. Și o N mediană. Și știm că aici ai 6 Sì? și 6 6. și aici ai 12. Așa. Ioana, vreau să te întreb, cu cine este egală area triunghiului CNO? Ce o nu? Da, ce Cu o N. aria triunghiului nouă dă. De unde știi? Asta chiar nu cred. Nu știu. Cum poți să-mi spui? De unde știi tu asta? Pentru că o nu e mediană, Mediană, mediană da? și împarte triunghiul, împarte baza triunghiului în două părți egale. Dar tu știi, tu ai spus că sunt ariile egale, dar Da. ai motive sau știi tu un rezultat de undeva? Nu. Mă gândesc că n e egal cu ND. Și știu asta. Dar cu cine ar fi egal area triunghiului CNO? ONC, hai să-l luăm așa. Area triunghiului ONC. Ca orice triunghi, cât cine este egal area? Cu Baza. baza ori înălțimea. Și ar trebui să duci înălțimea, nu? Da. Ia du-i înălțimea. Din nou. Duci înălțimea din nou. Corect. Și notezi un punct acolo. Nu pică neapărat la mijloc, dacă, numai dacă ar fi triunghi isoscel, nu? Da. Deci cu cine este area triunghiului CON?
baza. Cu baza ori înălțime. Ia scrie, area triunghiului. Area triunghiului ce un... Este egal cu... Și egal cu om ori... Cu CN ori? Ai zis, e egal cu CN. Om ori CN. Supra 2, nu? Baza înălțimea supra 2. Așa parcă la triunghi. Da. Baza înălțimea supra 2. Pe de altă parte, area triunghiului celălalt, punct și virgulă, dedesubt, dacă vrei. Area sau... triunghiului... O, N, B... O-N-D. O-N-D, da. Area triunghiului O-N-D. Egală cu? Egal cu... Ducem și la asta înălțimea. Du-o, te rog frumos. Am niște emoții acum când tu se duci tu înălțimea de acolo să vezi unii... Atenție, trebuie să fii perpendiculară. E bază. Păi... Nu putem să o ducem. Cum nu? Neapărat perpendiculară. A, o ducem pe afară. Păi dusă, e dusă. A. E dusă. E tot? Omă. Omă. Deci egal cu baza, zicem egal mai departe cu baza. Nădă. Nădă. Ori omă. Ori omă. Supra 2. Și din asta rezultă că ariile celor două sigur că da, fiindcă cum ai că ce n-ai cât așa, deci rezultă că area triunghiului Cună este egal cu area triunghiului NOD. Avem un rezultat spectaculos. Totdeauna, dar totdeauna, mediana împarte, zi tu, triunghiul în două triunghiuri egale. Nu egale. Echilaterale. Echivalente. Ca o aceeași arie. Da. Notează asta, să fie scris cu litere de aur, cu așa, cu litere mari. Deci, în orice triunghi, în orice triunghi, mediana împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. În paranteză, au aceeași arie. Asta înseamnă. Au aceeași arie. Asta înseamnă. Spectaculos lucru. Ți-ți ce-ți cere autorul? Aria triunghiului mare. Că o dă. Aria triunghiului mare. Deci autorul își cere aria triunghiului mare. Ei, Ioana... Aria triunghiului mare egal cu... Nu. Îți cere aria triunghiului o mână. O n d. Nu, ne cere loc o d. A... Nu, asta. Așa. Deci spunem, aria triunghiului NOC va fi jumătate din aria, deci aria triunghiului NOC egală cu aria lui QOD. Așa. Supra aria lui NOD. Supra 2. Deci e supra aria. A, da. Supra 2, adică jumătate din aria triunghiului mare. Da. Deci area triunghiului, încă o dată spune tu, area triunghiului. Area triunghiului QOD. QON, mi-a zis, practic. Da, area triunghiului NOC este egal cu area triunghiului QOD supra 2. Asta era. Dacă noi aflăm pe area triunghiului QOD, suntem fericiți. Dacă reușim area triunghiului QOD, suntem extraordinar de fericiți, pentru că împărțim la 2 și găsim area triunghiului celălalt. Ioana, spune-mi tu acum, până aici, ce rezultat spectaculos ai tu? Deci ce rezultat spectaculos ai tu? Cu ce? Nu, aș vrea să spun, îți tresaltă inima de bucurie la acest rezultat. Subliniază-l, că merită să fie subliniat. Deci totdeauna,
totdeauna. În orice triunghi, nu? În orice triunghi, să înțelegem bine, mediana împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Adică e vorba triunghiul CON și da. ONB, care au aceeași măsură, aceeași are. Da. Și asta este un rezultat pe care, repet, îl vei ține în minte toată viața. Și acum, noi am redus area triunghiului ONB ăsta sau ONB, da, la a afla area triunghiului COD. Dacă aflăm area triunghiului COD, îți dai seama, împărțim la 2 și că aflăm. Suntem fericiți. Vezi cum am împins problema într-o altă zonă? Da. Ei, gândește acum, cum am aflat noi la triunghiul COD? Cum am putea afla area triunghiului COD? Ce știm, ce nu știm, cum să facem. Ce od. Visăm, dacă ce od ar fi parte dintr-un alt triunghi. Știu. Zi. Aici, în paralelogram, putem să ne legăm de triunghiul CAD. Foarte tare. CAD, ce poți să spui? Triunghiul CAD. Ce este DO în triunghiul CAD? Este mediană. Și dacă și, mediană? OAO egal cu OC. Da? Și ce dacă știm când mediană? Ce face mediană într-un triunghi? Împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Fantastic! Adică ADO este congruent? Nu congruent. Are aceeași arie? Are aceeași arie. Cu? Deci ADO. O cu D, O, C. Foarte tare. Adică, cât este area triunghiului C, D, O? C, D, O. E jumătate? Jumătate din area triunghiului A, D, C. Exact, să scrim asta. Deci area triunghiului. În aceeași rațiune, nu? Da. Area triunghiului. D, O, C. Nu, area triunghiului, da, DOC. DOC, da. Egală cu area triunghiului ADC. Da. Supra 2. Supra 2. Dar pe ADC îl avem mai sus. Cât este area triunghiului? Jumătate din... Nu avem la... Nu ADC. Bun. Pe DOC îl avem. Doar că scris că o dă. Ah, dar oare putem să aflăm pe AD, area triunghiului ADC? ADC. Ia uite-te tu în paralogram. ADC. Cât este area lui ADC? Este egală cu o Păi putem să aflăm area paralelogramului. Wow, dacă aflăm area paralelogramului, asta este cât reprezintă? Jumătate din, din area paralelogramului. Ia să zicem noi. Pe de altă parte, area lui A... Area paralelogramului ADC. Zicem așa, area lui ADC este 1 pe 2. Atât triunghiul acela care ne trebuie. Da. Nu, este 1 pe 2. Ori area lui ABCD. ABCD. Și area lui ABCD egal cu baza ori înălțimea și egal cu... Asta e înălțimea. Foarte tare înălțimea. Ori AB, da, și egal cu 12 ori 6, da, și egal cu 72. 72. Și, acum... și apoi aflăm, deci rezultă cariel, da, 1 pe 2 ori 72, da, simplificăm 72 cu 2, da. Și treizeci și șase. Și dacă ai aflat area lui ADC 36?
Putem să aflăm arealul DOC. Da. Care era egală cu arealul ADC supra 2 și egal cu 36 supra 2 egal cu 18. Și acum putem afla arealul NOC. Așa. Supra 2 și egal cu 9. Oh, Ioana, am făcut problemă, vezi? Da. Hai să vreau să povestești tu care a fost miezul problemei acestea. Păi trebuia să ne legăm de un triunghi mai mare din paralelogram ca să putem să... Da, deci care a fost, știi, iar mă întorc. A rezolvat o problemă de matematică. Este ca și cum a intrat pe întuneric, într-o încăpere și... Trebuie să cunoști, să-ți dai seama cum arată încăperea aia. Întuneric? Beznă? N-ai fost niciodată? Da, trebuie să o descoperi. Ce cauți tu? Ce cauți tu întâi și întâi? Dacă e noapte, întuneric, tot și lumină. Întrerupătorul. Da. Întrerupătorul. Deci, până când se găsește întrerupătorul, de aceea de foarte mult întrerupătorul este undeva după ușulani, da, sau lângă ușa la intrare. Da. Deci, până se găsește întrerupătorul, te lovești de tot felul de colțurile, să spunem, a mobilii, de nu știu ce, faci cu cui. Da. Da? Până atunci. Ei, cauți întrerupătorul. Care a fost întrerupătorul la problema asta? Cheia. Chestiunea cea mai frumoasă. Paralelogramul. Bun, paralogram, dar ce informație ascuns era? Cu mediana. Asta era. Deci, mediana într-un triunghi împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Spectaculos!